În anul 212, înaintea erei noastre, după doi ani de asediu, orașul Siracuza cade în mâinile generalului roman Marcelus. Unul dintre cei mai mari matematicieni ai antichității și discutabil unul dintre cei mai mari matematicieni ai tuturor timpurilor se afla pe atunci în oraș. Iar un soldat roman a fost trimis după el, Arhimede, matematicianul despre care vorbesc, era aplecat deasupra unor cercuri desenate în nisip și încerca să rezolve o problemă când soldatul roman l-a deranjat din muncă și a poruncit să se înfățișeze imediat generalului. Dar Arhimede, mult prea preocupat de problema lui, i-a spus soldatului să aștepte, iar acesta, nervos, l-a ucis cu sabia. Aflând această veste, generalul a fost furibund, spunând că Arhimede era un om de mare valoare care trebuia pus în serviciul romanilor și nu ucis. Conform legendei, ultimele cuvinte ale lui Arhimede au fost Noli turbare circulos meos, adică nu-mi deranja cercurile. Și astfel, cel de-al doilea război punic a făcut o victimă cât se poate de valoroasă. Dar probabil vă întrebați ce legătură are asta cu Tudor Vladimirescu sau dacă nu cumva ați pornit un episod mai vechi sau un podcast de matematică sau fizică. Și pe jumătate aveți dreptate, dar îngăduiți-mi să explic ce legătură are un arc de cerc cu istoria. În afară de a fonda hidrostatica și statistica, în afară de a inventa șurubul lui Arhimede, care e un fel de pompă pentru transferul lichidelor și solidelor granulate, legile plutirii, scripetele și tot felul de mașinării de război, cu siguranță Arhimede era cel mai și cel mai mult un mare iubitor al cercurilor. În matematică, el a derivat formulele pentru aria cercului, suprafața și volumul sferei, aria elipsei, aria descrisă de o parabolă, volumul unui paraboloid de rotație și altele. Iar dacă asta nu vă încântă prea tare, fascinația lui pentru cercuri a dus și la invenția pârghei. Cu siguranță ați folosit până acum o pârghie, chiar dacă poate nu ați știut asta. Prin definiție, pârghia e o bară rigidă care se poate roti în jurul unui punct de sprijin. În sistemul unei pârghii acționează trei forțe: forța rezistentă, forța activă, adică aceea cu care încercăm să învingem forța rezistentă, și reacțiunea din punctul de sprijin. Ce înseamnă asta? Că folosind o pârghie putem deplasa o greutate mare folosind o forță mică. Punctul de sprijin este acela care amplifică forța activă și astfel un lucru aparent imposibil devine posibil prin folosirea unui punct de sprijin. Levierul, foarfecele, balansoarul, brațul unei balanțe, roaba, frânele, cleștele de spart nuci, foarfecile și chiar brațul uman sunt exemple de pârghii. Arhimede chiar spunea entuziasmat: Dă-mi un punct de sprijin și nimic nu mă va opri să pot ridica pământul nostru. În multe limbi, expresia a avea pârghie și-a făcut loc în domeniul social. Sensul s-a transferat direct. Când cineva are pârghie sau, în engleză, leverage, asupra cuiva sau asupra unei situații, se află exact ca în fizică, într-un punct în care poate exercita o forță mică, dar cu efect mare asupra obiectului respectiv. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României, combinat cu un pic de podcast de matematică și fizică, vorbesc despre pârghiile Revoluției de la 1821. Fiind inginer de meserie, mi-e ușor să văd sistemul oricărei revoluții ca un set de pârghii prin care forțe mici, umane, reușesc să răstoarne forțele imense ale unui stat sau, în cazul nostru, să miște din loc un mare imperiu. La finele episodului trecut vorbeam despre Eteria, societatea secretă a grecilor și despre un grup de boieri din țara românească ce erau împotriva stăpânirii fanariote mai vorbeam și despre relațiile negustorește ale lui Tudor Vladimirescu și despre panduri și e timpul să vă explic cum anume se transformă toate acestea în pârghii la nivel social Tudor Vladimirescu era un tip apreciat considerat corect deși poate temperamental și sfidător în calitate de comandir de panduri el căptea se respectul și loialitatea unor oameni pregătiți disciplinați și motivați în calitate de negustor, a adunat relații bune cu alți negustori și prin aceștia cu țăranii fruntași și moșnenii, care la rândul lor aveau pârghii sociale asupra țăranilor din comunitățile lor. Nu am specificat nicăieri că toate pârghile sunt simple, unele dintre ele sunt compuse, iar forța exercitată de una se poate transfera în următoarea și în următoarea și în următoarea din sistem. În călătoria sa din toamna anului 1820 cu acel pretext de proces la București, Tudor Vladimirescu e primit de Constantin Samurcaș, unul dintre liderii opoziției boierești. Cei doi se cunoșteau de mult și purtau o corespondență secretă, fiind destul de clar că Samurcaș îl consideră pe Tudor omul potrivit pentru a conduce o eventuală răscoală. Acasă la Samurcaș se desfășoară mai multe întrevederi secrete între boierii din opoziție. Conform istoricilor, este foarte probabil că aici să se fi pus bazele programului politic al Revoluției, care atunci când a apărut era mult prea cristalizat pentru a fi fost scris de pe o zi pe alta. Dar Tudor, care, după cum spuneam, era destul de aspru și bănuitor, nu se aruncă prea ușor în această horă, procedând cu prudență și cerând angajamente serioase boierilor un act încheiat cu marii dragători Grigore Brâncoveanu, Grigore Ghica, viitorul domn, și Barbu Văcărescu, conține un jurământ solemn de a-l susține pe Tudor. Citez, să se facă obștescul folos al neamului creștinesc și patriei noastre, sluger Teodore, te-am ales să ridici norodul cu arme și să urmezi precum ești povățuit, am încheiat citatul. Tot aici, la București, Tudor înființează o cancelarie, pregătindu-și memoriile pentru administrația internă Imperiul Otoman, Rusia și Imperiul Habsburgic. Prin diverse căi conspirative, Tudor împrumută bani și începe organizarea recrutărilor. De asemenea, sunt indicii că tot acum se întrevede și cu Gheorghe Lazar, un ardelean născut la Havrig, în județul Sibiu de astăzi, reprezentant al școlii ardelene care a și înființat prima școală în limba română din București. Acest efort era unul de distanțare față de cultura elenă favorizată de fanarioți, dar și unul secular prin care școala se distanța de biserică. Dar despre astfel de iluminisme, despre separarea puterilor și despre legăturile dintre școala ardeleană și țara românească, cred că am vorbit destul și nu mai e nevoie să vă amintesc. Ce vreau să subliniez este că aceste influențe nu sunt doar așa din neant intangibile, ci legături umane, așa cum este această posibilă prietenie dintre Tudor Vladimirescu și Gheorghe Lazar. Acum, fără îndoială, boierii din opoziție sunt pârghii ale lui Tudor Vladimirescu, prin care el va reuși să exercite o mai mare forță asupra societății în cele ce urmează. Dar poate cel mai complicat caz, cea mai complicată alianță și cea mai controversată pârghie este eteria. Filichieteria înseamnă literalmente societatea prietenilor. Influențați de masonerie și carbonarism, trei greci din provinciile Arta, Patmos și respectiv Ioanina au înființat în 1814 la Odessa o societate secretă. Până în 1816 fusese reinițiați cam 20 de membri, mai ales din diaspora grecească, din țările române și inclusiv domnitorul Moldovei, Mihail Șuțu. Structura societății era una piramidală, în care ordinele veneau de sus, de la o așa zisă autoritate invizibilă, și nu puteau fi disputate de membrii. Inițierea se făcea cu un jurământ solemn, eteriștii foloseau semne secrete, parole și un alfabet cifrat, și se numeau între ei frate. Această atmosferă este cu siguranță una atrăgătoare, misterioasă și e alimentată mai ales de banii unei clase privilegiate. Negustorii, banchierii și politicienii fanarioți, populația orașelor și a porturilor. De altfel se cunoaște despre grecii din țările române afiliație teriei, că erau negustori, capitani de vase, arendași, meseriași, călugări, profesori, studenți, arnăuți, dar și consuli ruși din București și Iași, care evident erau greci. În 1818, Eteria se mutase la Istanbul, iar liderul inițial, Nicolaus Cofas, murise. Liderii rămași în viață s-au apucat atunci să caute un înlocuitor pe care îl voiau a fi un bărbat de prestigiu și cu multă prestanță socială. Cam așa cum a fost găsit Tudor Vladimirescu de boierii din opoziție, așa a fost în cele din urmă găsit și Alexandru Ipsilanti ca nou lider al Eteriei. În 1820, Alexandru Ipsilanti, evident că eteristul și nu bunicul său domnitorul, era comandant de cavalerie în armata Imperiului Rus, servind și în timpul războaielor cu Napoleon. În urma unei lupte, Ipsilanti și-a pierdut mâna dreaptă și, deși a avansat militar în grad, era clar că nu va mai participa activ la lupte. Cu toate acestea, el formase o legătură strânsă cu țarul, devenind un fel de aghiotant și membru al cercurilor aristocratice, iar interesele lor, a țarului și a lui Alexandru, de a destabiliza Imperiul Otoman erau cât se poate de aliniate. Așadar, odată primită propunerea de a conduce eteria, Ipsilanti obține acordul țarului și un concediu destul de lung, asumându-și noul rol, și apropo, înainte de a înainta cu povestea în numele lui Alexandru Ipsilanti, e numit orașul Ipsilanti cu Y din Michigan, Statele Unite, așa că dacă am ascultători pe acolo, dați-mi de știre. De la bun început, prin legătura lui Ipsilanti cu țarul, eteriștii au contat pe sprijinul militar al Rusiei, ei fiind convinși că prin sprijinul rus, Grecia va căpăta independența. Ă, ce Grecie? Nu e stabilit cu siguranță, dar cel mai probabil împrejurimile Mării Egee și Constantinopolul. Eteriștii mai contau și pe anumite forțe otomane, de exemplu Pașa din Morea, dar și pe alianța cu românii. Inițial, planul de război al lui Ypsilanti era pe mai multe filiere, dorindu-și să inițieze revolte ale sârbilor, muntenegrenilor, românilor, agenților din porturile otomane și abia mai apoi să pornească acțiunile în Morea, adică în Peloponezul grec. Dar planul acesta îl punea pe Ypsilantii la risc de a fi capturat de autoritățile austriece și predat turcilor, așa că situația se schimbă puțin. Deoarece otomanii nu puteau intra pe teritoriile românești fără acordul rușilor în urma condițiilor de pace încheiate mai de mult, pe care le știți. Iar autonomia și protectoratul rusesc însemnau că nu există garnizoane otomane în țările române. Părea pariul mai sigur pentru Ypsilantii de a porni de aici, mai exact, emisarii lui Ypsilanti sunt trimiși la Iași pentru a negocia cu domnitorul Mihai Șuțu, care îl ajută sperând să obțină astfel domnia peste Moldova și țara românească. Însă în același timp, Șuțu nu avea de gând să riște totul pe cartea lui Ipsilanti, așa că a informat Imperiul Otoman cu privire la invazia planificată pe 21 februarie 1821, Ipsilanti a trecut prutul și două zile mai târziu la ea a proclamat că are susținerea unei mari puteri. El este de înțeles la cine se referea la ruși. Între timp, Tudor Vladimirescu fusese abordat de eteriștii Iordache și Farmache, cu care semnase un act de alianță. Prin jurământ, cei trei se îndatorau să se ajute reciproc, să nu acționeze independent, ci doar prin consens și e interesant aspectul egalitar al alianței, că românii, sârbii, grecii, macedonenii și arnăuții nu sunt niciunul supuși, altuia ci lucrează unitar, de comun acord, Durata înțelegerii urma să fie până la desăvârșirea, citez, a operei începute. După cum v-ați dat seama, e un sistem de pârghii tare complicat. Cine manipulează pe cine? Ce putere au toate aceste jurăminte, alianțe, subînțelesuri și evenimente? Păi, cred că e un moment bun să recapitulăm. Tudor Vladimirescu are pârghiile moșnenilor, țăranilor, negustorilor, a pandurilor, a unui grup de boieri și a eteriei. Eteria are pârghile de la români, de la alți creștini supuși otomanilor și, cel mai important, de la ruși. Otomanii contează pe informatori și fanarioți fideli, sperând să joace celelalte părți, una împotriva celeilalte. Dar punctul central al acestei partide de șah este țarul Rusiei. Dacă otomanii intră în țările române pentru a stinge răscoala, rușii au tot dreptul de a interveni militar împotriva lor. E ca o momeală. Și acum câteva episoade făceam analogia cu bătăușii din școli și cred că funcționează și aici. Practic, principala pârghie a alianței româno-grecești este faptul că Ipsilanti are un frate mai mare. Titi, elevul nostru otoman, dacă se ia de românul Radu și de grecul Gigel, poate încasa bătaie de la elevul rus. Dar dacă cumva părinții lui intervin și interzic fratelui mai mare să se bată. Dacă și rușii sunt prinși, în propriul lor sistem de pârghii. În 1821, Rusia încă făcea parte din Sfânta Alianță cu Prusia și Austria. Înființat în 1815 ca reacție la ideile revoluționare franceze și mai ales împotriva lui Napoleon Bonaparte, scopul acestei alianțe era păstrarea unui status quo imperial, conservator și al granițelor marilor imperii. Sfânta Alianță era totalmente împotriva revoluțiilor și mișcărilor de independență împotriva democrațiilor, a secularismului și a formării statelor naționale. Și presupun că v-ați dat seama unde ajungem cu asta. Țarul Alexandru s-a dezis de Ypsilanti, denunțându-l ca trădător și manipulator, cerându-i să se oprească și luându-i și gradul militar din armata rusă. Prin urmare, turcii înțeleg că au cale liberă și pot interveni în revoluția din țara românească, Ipsilanti a pornit un marș de la Iași la București, încercând să adune voluntari, dar problemele cu bani îi determină pe oamenii lui să jefuiască pe drum. Ipsilanti înaintează încet și abia în aprilie ajunge în țara românească, unde Tudor Vladimirescu capturase deja Bucureștiul. Tot între timp, Patriarhul Ortodox s-a plasat și el contra lui Ipsilanti, cerând ortodoxilor să rămână supuși în altei porți și numind eforturile lui Ipsilanti netrebnice, obraznice și prostești. Dar parcă prea multe s-au întâmplat în tot acest timp, iar noi vorbim aici despre revoluția lui Tudor Vladimirescu, nu despre o mică rotiță din planul Ypsilanti. Să ne întoarcem așadar în ianuarie 1821. În noaptea de 18 spre 19 ianuarie 1821, Tudor și un grup de arnăuți pleacă în secret de la București spre Târgu Jiu. E greu de ignorat un astfel de grup, așa că după o noptare la ocnele mari, isprăvnicia din Argeș trimite veste la administrația centrală și spioni pe urmele grupului suspect. În 21 ianuarie ajung la Târgu Jiu la un colaborator pe nume Vasile Moangă. Pe grabă, grupul își potcovește caii la lumina lumânării, iar Tudor îl ia deoparte pe Moangă și îi spune planurile lui. E de reținut acest om, care mai târziu va beneficia de încrederea lui Tudor, devenind administrator al întregii Oltenii. Pe drumul spre Târgu Jiu, grupul lui Tudor a încercat să-și păstreze anonimatul, dar, odată ajuns la o zonă de încredere, au trecut și la măsuri de forță, așa citișor, Rețin un vechil, confiscând 2000 de galben care trebuiau duși la administrația din Vâlcea, iar ispravnicul din Gorj, din Nicuoteleșteanu, i-a arestat de oamenii lui Tudor. Grupul se împarte în două, iar Oteleșteanu e forțat să dea ordine pentru aprovizionarea celor plecați spre Tismana. În același timp, Tudor pleacă spre Vădeni și trimite emisari pandurilor. În cele din urmă, pe 23 ianuarie 1821, Tudor Vladimirescu ajunge în siguranță la Padeș, în județul Gorj, unde lansează faimoasa proclamație. Și merită să ne oprim puțin asupra proclamației de la Padeș și a cerințelor revoluționarilor. Voi cita întâi o mare parte din proclamație, așa cu elipse pe aici pe colo, ca după să discutăm unele intenții din spatele ei. Citez. Fraților locuitori ai țării românești, veri de ce neam veți fi, nici o pravilă nu oprește pe om a întâmpina răul cu rău. Șarpele când îți iasă înainte, dai cu ciomagul să-l lovești ca să-ți aperi viața, care de mai multe ori ni se primejduiește din mușcarea lui. Dar pe balaurii care ne înghid de vii, căpetenile noastre zic atât cele bisericești cât și cele politicești, până când să-i suferim a ne suge sângele din noi, până când să le fim robi. Veniți, dar fraților cu toții, cu rău să pierdem pe cei răi ca să ne fie nouă bine. Prea puternicul sultan voiește ca voi, ca niște credincioși ai lui, să trăim bine, dar nu ne lasă răul ce ni-l pun peste cap căpetenile noastre. Să se aleagă căpetenile noastre cei care pot să fie buni, aceia sunt ai noștri și cu noi din preună vor lucra binele, precum ne sunt făgăduiți. Nu vă leneviți, ci siliți, deveniți în grabă cu toții, care veți avea arme cu arme, iar care nu veți avea arme cu furci de fier și lănci, să vă faceți de grabă și să veniți unde veți auzi că se află adunarea cea urânduită pentru binele și folosul la toată țara. Și ce vă vor povățui mai mari adunării, aceea să urmați și unde vă vor chema ei acolo să mergeți, că ne ajunge, fraților, atâta vreme de când lacrimile de pe obrazele noastre nu s-au uscat. Și iar să știți că nimeni dintre noi nu este slobod ca să atingă nici măcar un grăunți, de binele sau de casa vreunui neguțător, oroșan sau țăran sau de-al vreunui lăcuitor, decât numai binele și averile cele rău agonisite ale tiranilor boieri să se jertfească, însă al cărora nu vor urma nouă, precum sunt făgăduiți, numai al acelora să se ia pentru folosul de obște. Am încheiat citatul. În primul rând, de unde vine și ce înseamnă o căpetenie făgăduită tocmai din alianța lui Tudor cu boierii, care au cerut în mod evident ca în schimbul sprijinului lor pentru revoluție să nu le fie atinse averile. E oarecum logic. Cu alte cuvinte, Tudor îndeamnă țăranii răsculați să prade averile boierilor corupți, profanarioți, dar să protejeze averile boierilor din opoziție, adică acelor aliați cu el. Această chestiune de finețe e greu de impus unui grup înfierbântat, ridicat cu furci și cu topoare, împotriva unor abuzuri. Apoi mai e acea mențiune a sultanului. Vladimirescu e perfect conștient că limitarea revoluției dă mai mari șanse de reușită. Astfel, el nu vrea să se înțeleagă că acțiunile lui ar fi un demers de independență, ci unul de reglare socială, prin care regimul fanariot și corupția aferentă să fie îndepărtate dar nu și suzeranitatea otomană. Aici există și varianta în care Vladimirescu trage de timp. E clar că el are un sentiment anti-otoman, dar probabil că încearcă să-i convingă pe răsculați că sultanul e un aliat al lor și să ia lucrurile pas cu pas. Exista încă speranța că rușii vor interveni militari, iar Tudor miza tocmai pe acest blocaj politic. Nu în ultimul rând, se vede din proclamație că Tudor e onest cu privire la evenimentele ce urmează, fără a le coafa prea mult. Le spune răsculaților, citez, Numai după iarnă vine primăvara. Am încheiat citatul și astfel, Tudor Vladimirescu instituie un obicei al liderilor români de a face declarații despre natura anotimpurilor cu vară, cu iarnă, cu primăvară, dar. Până la alte astfel de anotimpuri mai avem. Ce se întâmplă în urma proclamației? Răscoala se dezlănțuie pur și simplu. Voluntari dintre țăranii din întreaga Oltenie, alături de Panduri, se alătură lui Tudor într-o structură botezată adunarea norodului. Fierbe oala pe care o așteptăm de un secol, prin care nemulțumirile oamenilor față de fanarioți, în sfârșit, se transformă în fapte oamenii se simt îndreptățiți să respingă trimișii administrației cu ciomege și furci, să refuze plata impozitelor, să atace colectorii de taxe, să jefuiască conace, să ia cu forța de la boieri acte de proprietate ale pământurilor. Nu toți voluntarii lui Tudor s-au alăturat din convingere, ci unii contra promisiunilor de a fi scutiți de bir sau chiar fiind constrânși dar o bună parte erau acolo din convingere, după cum o arată și o bătălie cu polcovnicul Pavel Nicolescu, unde trupele lui trec de partea răsculaților, iar el este luat prizonier și închis la strehaia. La Cerneț, ispravnicul Costache Ralet îl numește pe Tudor Hoț, dar Tudor se dezice de această caracterizare explicând cam așa, citez, Nici nu sunt hoț, nici am fost vreodată, nici voi fi, cât sunt eu cât și cei împreună cu mine ieșiți pentru un mare folos obștesc, și al celor mari, și al celor mici, am încheiat citatul. Talentele organizatorice și planificarea din timp a răscoalei prezintă multe avantaje, inclusiv această extindere foarte rapidă a mișcării. Practic, Tudor și grupul său au pregătit din timp toate cele necesare, fiind nevoie doar de un semn fățiș, că totul începe. Forțele de ordine sunt așadar copleșite. Spre Craiova, Vladimirescu nu întâmpină nicio rezistență, boierii fiind deja fugiți din oraș și din împrejurimi, negustorii fiind asigurați că își pot continua treburile nederanjați, iar garnizoana de la Strehaia nedorind să opună rezistență. Oștile trimise împotriva lui prin ispravnicii de mehedinți și slugerul din Craiova trec de partea lui Tudor, uneori chiar alături de conducătorii de oaste. Iar oamenii încep să strige pe ulițe și pe străzi: Trăiască domnul Tudor!. Așadar, cu unele pârghii, totul merge ca uns. Dar, pe partea cu boierii, lucrurile încep să se împută. Literalmente, credeți-mă. Nu se știe exact când anume, dar domnitorul Alexandru Șuțu a murit. Gurile rele spun că ar fi fost otrăvit de eteriști. Dar zvonurile despre moartea domnitorului nu erau o idee prea bună pentru status quo, așa că apropiații lui, din câte se pare, l-au proptit, îmbălsămat și drapat cu haine, postându-l la fereastra palatului ca pe Elsid în fața maurilor. Această schemă morbidă a funcționat timp de câteva zile, dar boierii au fost curând puși în fața unei alegeri dificile: să-l aștepte pe Tudor sau nu. Boierii au acum ocazia, pârghia, de a impune un domn pământean fără ajutorul lui Tudor, cerând asta sultanului. Dar nu-și doresc nici să renunțe la Tudor pe deplin, neștiind cum vor decurge lucrurile. Așa că boierii apelează la vechea și buna tactică de a atrage de timp. Informează otomanii despre răscoala lui Tudor abia pe 30 ianuarie, când deja pașalele de la graniță cunoșteau deja aceste evenimente. Apoi încearcă să o minimizeze, să o bage sub preș, jucând și ei cartea cu A, nu, s-au răsculat doar împotriva fanarioților, pe voi încă vă iubim. Teoretic, poziția lor e de a se dezice de acțiunile lui Tudor, dar în continuare jocul este unul de a trage de timp. O altă ipoteză spune că cererile lui Tudor de la Padeș au speriat boierii care le-au considerat prea radicale, Parțial poate fi adevărat în cazul boierilor fideli, dar nu al celor care au ajutat la elaborarea programului înaintea enunțării lui. Comunicarea dintre boieri și Tudor este una bogată care variază de la promisiuni la amenințări și măsuri represive. Când otomanii însă îl numesc ca domn pe Scarlat Calimachi tot un fanariot, devine destul de clar că boierii nu pot obține pe cont propriu o domnie pământeană dar revoluția abia începuse. Pe la începutul lui februarie, Tudor își așează tabăra la Țânțăreni, unde își concentrează toate forțele. Țânțăreni era un loc cunoscut pandurilor, care se adunaseră aici și pentru războiul rusoturc, era alimentat cu apă potabilă, se afla în centrul Olteniei, protejat de văi și la distanță destul de mare de garnizoanele otomane. Aici se face o instrucție, se repară armament și se confecționează armament improvizat, inclusiv ghioage gintuite și lănci. Se adună muniție și stocuri pentru marșul spre București, iar detașamentele lui Tudor ocupă și aprovizionează mănăstiri montane pentru a putea fi folosite drept centre. Pe întreg parcursul Revoluției, la Țânțăreni și mai târziu în marșul spre București, Vladimirescu a păstrat o atitudine serioasă și disciplinară, pedepsind aspru acei comandanți care ieșau din linie și produceau pagube materiale injuste. De asemenea, acest popas lung de trei săptămâni de la Țânțăreni urma să asigure coordonarea cu trupele eteriste și rusești. Cert este că, între timp, Ypsilanti ajunge la Iași, iar Tudor pornește marșul spre București. La Slatina, Tudor promite ajutorul marii puterii rusești, dar când va pe drumul spre capitală, află despre renegarea lui Ypsilanti. Aceasta transformă totul într-o cursă contra cronometru, Tudor dorind să ajungă la București înaintea eteriștilor. Pe acest drum merită amintit schimbul de replici cu Nicolae Văcărescu, marele vornic trimis de la centru împotriva adunării norodului. Văcărescu îi trimite o scrisoare lui Tudor îndemnându-l să renunțe la acțiunile împotriva patriei. Răspunsul lui Tudor a rămas printre cele mai cunoscute cuvinte ale istoriei noastre, fiind citat și astăzi. Acuzat că se opune patriei, Tudor spune așa, citez, pe semne dumneata pănorod cu al căror sânge s-au hrănit și s-au poleit tot neamul boieresc, îl socotești nimic și numai pe jefuitori îi numeri patrie. Dar cum nu socotiți dumneavoastră că patria se cheamă poporul, iar nu tagma jefuitorilor? Am încheiat citatul. Printr-o intervenție a boierilor din opoziție, mandatul lui Văcărescu e retras înainte de confruntare, boierii continuând strategia de a trage de timp. Deși vremea e potrivnică, printr-un viscol și apariția noroaielor după dezgheț, armata norodului parcurge cam 25 de km pe zi, iar la 16 martie, Tudor e la Bolintin Vale, iar un detașament special se instalează la Băneasa pentru a opri fuga boierilor spre Brașov dar Tudor care a pornit de la Țânțăreni și Tudor care a ajuns la București erau ca două persoane diferite. Sau, mai bine zis, în două contexte diferite. Consulii ruși și austrieci fuseseră retrași din București, iar țarul și împăratul respectiv denunțaseră răscoala lui Tudor conform ideologiei Sfintei Alianțe. Boierii făgăduiți plecaseră și ei – Boieri rămași și Tudor Vladimirescu se află acum în poziția ingrată de a negocia. Nu, nu se plac unii pe alții, dar separat nu sunt destul de puternici. E nevoie de negocieri cu un alta poartă pe care doar împreună le pot purta sub aparențele unui acord complet. Discursul lui Tudor se schimbă, îndemnându-și oamenii să nu atace boierii și temperând acele cuvinte grele contra tagmei jefuitorilor și așa mai departe ce a zis anterior. Mai mult, el spune că problema corupției ținea mai degrabă de Oltenia, iar la București a găsit patrioți adevărați care nu trebuie atacați. Ba chiar le cere răsculaților să-și plătească dările, chiar și cele restante, sigur cu excepția celor înrolați în armata lui. În noua proclamație a lui Tudor, boierii cei corupți nu mai sunt inamicii, ci singura vină pentru o situație din țara românească par să o poarte fanarioții. Acesta este compromisul lui Tudor. S-a înmuiat. Dar asta este ceea ce îi permite să preia de facto conducerea țării românești în condiții pe care le voi explica imediat. Pe 21 martie 1821, el intră în București pe la podul Calicilor, actuala Calea Rahova, și merge până la casele Zoiței Brâncoveanu, sub dealul Mitropoliei, unde își stabilește cartierul general. În dreapta are un preot, iar în stânga pe Dimitrie Macedonski. În mâini poartă o pâine mare, albă, simbol al belșugului pe care îl promitea, nonverbal țării. Se comportă modest, carismatic și serios, fapt pentru care populația din București îl apreciază, îl așteptaseră cu mare entuziasm și erau convinși de bunele lui intenții. În afară de o mică dezamăgire cu privire la discursul lui, în ceea ce privește susținerea populară, Tudor era cam pe unde a stat și la începutul Revoluției. De altfel, și aici este numit în continuu domnul Tudor în sus, domnul Tudor în jos. Dar susținerea populară nu era de ajuns și aici se văd roadele compromisurilor cu boierii. La două zile de la intrarea în București, boierii semnează o carte de adeverire pentru Tudor, prin care era recunoscut drept reprezentant al adunării norodului și atribuindu-se puteri politice și administrative, inclusiv acelea în materie de politică externă. Concomitent, el semnează jurământul lui Tudor, prin care se angajează să protejeze boierii și să împartă puterea cu ei. În mod ironic, aproape vorbim despre separarea puterilor în stat, deși e mai degrabă o conjunctură aparte în care părțile se tolerează reciproc. Cu toate acestea, poziția lui Tudor Vladimirescu ca domnul Tudor era acum oficializată pe plan intern. Putem, practic, putem să vorbim despre Tudor Vladimirescu ca fiind conducătorul țării românești. Dar în vreme ce Tudor găsise mijloacele pentru un compromis, Ipsilanti rămăsese singur, iar înțelegerea lui cu Tudor în absența sprijinului rus era nulă. Noul domn îi transmite eteristului că nu va vărsa sângele valahilor pentru Grecia, invitându-l să treacă Dunărea cât mai curând, anume să mute teatrul de război dincolo de granițele țării românești. Dar Ipsilanti e pe drum spre București și prea curând nu-și va schimba direcția. În loc de un spațiu enorm și un punct de sprijin în care Vladimirescu să-și exercite forța, iată că pârghiile stau acum complet diferit. Dar tot la cercurile lui Arhimede mă voi întoarce. În ciuda preluării puterii în țara românească, cercul din jurul lui Tudor se strânge, iar poziția lui e mult mai fragilă decât pare. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe data viitoare!